Salutare tuturor, eu sunt Andrei alături de Link și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod de OHC România, în care noi comentăm și vedem ce mai fac participanții noștri. Bineînțeles, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri, dacă vreți să facem mai multe sezoane. Și în curând o să înceapă jucătorii să se întâlnească unii cu ceilalți, pentru că, vedeți voi, border-ul deja a scăzut drastic. Exact, deci de la, era la 3000 cu 3000, acum e la 1960 cu 1960. Asta se mă, Dălin își face cărți, își înceantează cărți, îți dai seama cât de bine e? Da. E să fie bine, mă. Mamă, de lângă border, vezi? Dar uite, păi stau bine, imediat. No. Mulți evită lupta, ceea ce e ok, zic eu, momentan. Da, vor să iasă printre ultimii 10, știi? Deci și eu aș evita lupta dacă aș ști, bă, hai să fac enchanturi, de ce să mă duc să mă bat când da, uite, cum face ase? Uite, ase acum își înceantează. Lupta, lupta la X-Rebel D, ia să vedem. Opa, Geostyle cu Mr. Ololoș. Ia să vedem. În spama Rebel, acum am văzut. Asta e ca unde au fugit în alte direcții. Doamne, ce fetițe. A, mă, Link, ce-și rău. Acum, TP. Uite, Geostyle are 4 bucăți de gold aici, a? Trebuie să văd. Bă, uite, aici e un măr pe ăsta, tu vezi? Nu l-a văzut Geo. Nu l-a văzut nimeni, da. Deci Joe stai se bătea cu Mr. Ololoș și au fugit. Dar măcar se știu, știi, uite bă, ăla era pe lângă mine. Da, uite, s-au întâlnit acum, deci Joe a rămas cam tot pe acolo și Mr. Ololoș a tulit-o. Da, da. Uite, aici e. Eu tot cred că o să... O să se întâlnească, frate. Adică o să-i tenteze acum să se întoarcă. Știi ce mă enervează așa? Adică Ololoș spunea, bă, am gold, mă fac full, nu știu ce. Și până la urmă a fugit. Și ce? Asta, frate, fiecare cu tactica lui până la urmă, nu știu. Exact. Da. Fiecare cu tactica lui. Dacă știi că nu poți să-l bați pe altul, frate, fugi. Fuga e sănătoasă. Ia, Geo, hai, frate, du-te, nu fi. Am 10 Geo pe ăla. A, așa te vreau, Geo. Mărul ăsta nu l-a văzut aici, Geo. L-a văzut, mă, l-a văzut, uite. Acum l-a văzut. L-a văzut, mă. Am. Nu l-a văzut. Nu l-a văzut. L-a văzut, ba da. Oh my god. Cred că nu l-a văzut prima dată, ai văzut? Despre ce frunzele alea. Mamă, de ce nu te duci în partea aia unde Ololoș? Nu se știe, poate să vă mai teleportați, Rebel cu Probozalsi. Să vedeți dacă așa. Asta mă are full enchanturi. Da? Da, mai puțin pe cască și pe pantaloni. Da. Mamă, dă-i diamond cu enchanta astea, frate, deci astea are... Asta e tare rău, și broși era tare, ia să vedem broși. Și broși, uite-te și la broși. Și broși are și... Și arc, mai de capul meu, parcă vezi acolo un power 3 pe arc. Mamă, uite câte animale. Sau dacă are flame, îți dai seama, Andrei? Cu flame pe arc, păi cred că e rupere. Dacă ai și flame, bine, dacă adversarul are, cum ar veni, un bucket cu apă. Opa, Ase, a mâncat și un măr, Ase, boss. TP Ase. Și mai are mere, vezi că am mâncat un măr și mai are și mere. Și mai ține mână unul, e bazat rău, frate. Deci Ase chiar... E pornit să câștige. Are și sabie cu enchant, uite-te. Acum vedem cum decurge lupta, că dacă vine vreunul de îi prinde un combo de 3-4 hituri nebun. Da, dacă sunt 2-3, știi, și vine Nița la clean-up sau nu știu unul. Sau așa uite, dacă îl întâlnește pe Broș și Broș are arcul și îl dă bine cu arcul, știi? Ia să-mi deci pe Robi ce... Uite și Robi prin copaci, tot așa și el cu enchant. Sul de bine joacă băieții. Niciunul nu a fost mai prejos până acum. Super tare. Ia să vedem. Opa, Niță! A pierdut o inimă jumate, Niță. Da? De ce a pierdut o inimă jumate, Niță? Ia să vedem. Oh my god, ce-a găsit Niță. A găsit diamantele alea de care spuneai tu? Cred că alea le-a găsit. Dacă era asta cu lavă, da mă, asta era, pentru că era lava asta, știi? Uite că da, e... Da, mă, da, pe astea de bă, care... Bă, de-abia nici... aici a ajuns atât... S-a învârtit mult. Uite, oh a pus apă. Da, le-a găsit fix acum că mai are două inimioare, deci... Da, dar de ce ne-a pierdut atâta viață, iar? Niță, nebunule. Dacă era puțin tel mai atent și l-avea... Uite, are și gol pe aici, dacă te uiți, da, mă rog. Și l-avea șanse mari, dacă era puțin tel mai atent, știi? Mi se pare că a fost cam repezit așa, parcă. Ia uite, 1800, a ajuns borderul deja la 1800. Mm-hmm. Tare. Dai așa-ți văd. Bă, la X Super Geo, ia-ți vedem. A, e în mine X Super Geo. El vrea să se facă full, mă, cred. Aaa. Uite așa pe deasupra, zi, poate văd vreunul alergând de nebun pe acolo, da? Nu cred. Ia să vedem. Ololoș, ia să vedem. Ololoș și Geostyle. Ia spune-mi tu coordonatele lui Geostyle. Geostyle e la minus 600 cu minus 200 aproape. Minus 600 cu minus 150. E destul de departe. S-au îndepărtat, nu? Ololoș e la minus 100 și Z-ul 30. Mamă, și Legend Beta la minus 1500 cu 480. Înseamnă că Legend Beta e pe aproape de border, nu? Da, da, e aproape de border Legend Beta. Dacă mai este ce pe X, dă de border. Da, da. Dar uite, e și el full enchant. Poate are... Știi că îl are diamond, dar poate i-au picat protection 1 și... Sau nu știu. Știi că poate să aibă enchantul mai bune pe iron. Dacă are noroc. Ce faci în Ice Robby?
Minus 800 cu minus 800, cam pe aici prin zonă. Și el stă destul de ok. Cât minus? Ah, poate să întâlnească cu Joe, poate să întâlnească cu Joe. Nice. Când o să-i prindă border-ul. Mamă, să vezi acolo cum o fug. O să fie nebunie totală, frate, când o să-i prindă border-ul. Că până la urmă, uite, deja 1730 border-ul. Super ok. Joe style. Ia să-mi pe unde e. Da, un fiind că o să întâlnească Robby cu Joe, zic eu. Zici tu? Mhm. Sunt cam aproape, deci sigur se întâlnesc. Ar putea, nu știu. Trebuie să văd. Mă uit duc așa de sus să-i văd și dacă... A, nu, că Z-ul e diferență de 700 de bloc. Da, dar tot pe X este. Acum vedem dacă o să încerci alții să se ducă spre 0-0. Vedem. 1700 border-ul deja. Hai să mai mergem la Chemico, că n-am mai fost la Chemico. Uite, și Chemico e afară. Da, majoritatea sunt pe afară. Doar Niță și cu X Super Geo parcă au mai rămas, nu? X Super Geo și cu Niță cred că mai sunt. A, Niță, tâpă Niță. Niță, și-a făcut undiță Niță, se crede la Survival Games. Așa mă, că e bine cu undița, eu dă cu undița, da. Chit că eu sincer nu suport undița, dar... Niță, eu nu știu să folosesc. Da, mă rog, cei care o suportă foarte bine de ei, frate, știi? Niță, două inimi, uite-te, fai, lăga meu. De ce sparge obsidian? Fie că vrea să facă... Și dacă se ce nether... Cred că asta vrea să facă, fie sau masă din chant, boss. Da, că a luat niște diamante, știi? Lol, uite-te la olul și unde e. Deci... Protecting solul ăștia. Și unde are apa? Îmi spui și mie că are la 200 de blocuri. Dar poate are găleată, mă, da, poate are găleată. Și dacă se aruncă acum din greșeală? Da. Lol, dar ce a făcut olul ăștia aici, frate? Dar cine mai avea bază? Legend beta, parcă, nu? Și spărgea niște frunze. Da, dar s-a dus după, nu știu, cred că a vrut numai așa puțin, trebuie să fie mai în siguranță, să spargă frunzele alea în siguranță, știi? E o tactică bună și aia, mamă, dar ce-și face aici să mor eu? Este rolul oși. Dar ia zici mie ce topește legend beta în furnalele astea. Stai că vine acum. Uite Gio, stai că l-a văzut pentru că a spus no sky base please. A nu, păi și-a dat seama. Mâncare, multă mâncare atâta. Oh my god, deci oloși la Y250. Oh my fuck. A nu, aici e unde a fost legend beta. Da. Aici e sky base-ul ăsta. Ok. Mamă, dar ce tactic a făcut. A luat ăsta Ololoș, frate. Și fac cam ciudat. A zis de la început că, bă, nu știu ce, Skybase. Cam ciudat. Ia, sunt curios, doar nu o să stea 20 minute aici. Hai să vedem, băieți, da, așteptăm să mor, să câștig. Da-și, mă, că poate chiar asta vrea să facă. Dar pot să-l bată, sincer. Deci eu aș face în așa fel încât... Deci face casă-mi. Poți. Deci am 7 stack-uri de cablu, îmi fac casă. Lol. Oh my god. Oricum, data viitoare, uite, dacă este acum n-a existat nicio regulă, data punem viitoare, o regulă, poate, da. Punem ceva gen fără Skybase, că e destul de ciudat, dar se poate rezolva, ca să spun așa cu ghilimelele de rigoare, frate, adică limităm dacă blocurile. Construiești fix aici lângă, cu shift-ul și el nu-și dă seama că e la acolo, nu-i atent, spre exemplu, nu? Da. Și dacă acum construiești altul și el nu-și dă seama? Pac, pa, pa, boss. Gen dacă punem blocuri așa, știi? Pac, 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 pac. Și bam. Și-a pus crafting table, e pornit. Mi se pare destul de unfair, de ce? Stai că îi spun, nu te bate cu el atunci. Lasă-l să stea acolo sus. Păi, na, dacă el vrea să-și facă bază... Oricum vine border-ul, cândva tot trebuie să... Păi nu, că el uite unde e. Aaa... 72, știi? Na, aia e, frate. Oricum, după dacă ajunge deathmatch-ul și ei încă nu se bat, le spune, bă, să te bat sau slap. O palmă peste ceapă, știi? Îl trimite la luptă. Ceva de genul. Chip pe minează și el este Snip caută, dar mulți caută acum alți player, ai văzut? Da. A trecut pe lângă satul ăsta unde sigur a mai fost cineva, deci să-mi bag piciorul, trebuie vine să... noaptea iar. Iar vine noaptea, zic. Îi dăm burn până vine jos. Exact. Păi nu, că... Asi Mădălin, ia să vedem. Și Asi Mădălin caută. E aproape de border, Asi. Vezi? Deci asta e care e aproape full diamond, frate. Păi nu, că el se duce spre border, dacă vezi. Că știe că oricând poate să... Da, uite border, vede border acum. Nu știu ce vrea să facă. A, de ce se ducă fix în direct sau opusă sau... Unde erau multe animale acolo, ar fi putut să le ia. Poate aia și vreau, dar are mâncare multă. Încât mi-a zis tu că își prăjea odată parcă mâncare. Da. Chemico e aici. Deci mecheria asta. Au, și el e aproape de border.
Sunt cam toți aproape de border așa. Se concentrează, frate, vor și să facă treabă bună, nu? Mm-hmm. Să facă trebuț așa cum trebuie. Ia să văd eu niță pe la ce coordonate e. Nu vine border-ul. No, e de mai safe aici, la minus 800 cu minus 800 e destul de ok. E bine, da. Mă rog, cred că din episodul următor trebuie să plece și el de aici pentru că vine border-ul. Vine border-ul, la finalul clipului ăsta o să fie border pe la 900. Mm-hmm, da, da, da. Deci o să trebuiască să plece de aici, dar... bine, el are nevoie să stea în mine, frate, pentru că are numai două inimi, deci... Dacă el nu face... Oh, uite aur! Vorbeam de aur. Dacă el nu face rost de aur acum, urgent, cam ripan. Dar a găsit aur. Ce noroc că a avut să mă... Tare! Și-aș vrea să am așa noroc, dacă am mai fost aici. Oh my god, păsnică la alergă un schelete. Da, da. Și Robi s-a băgat într-un copac, nu ai să am Robi. Ia uite-te. Ce face în copacul ăsta? Dar chiar, ce face? Poate gen să nu vină... Așteaptă să treacă noaptea. Da, sau... da, da, cred, cred. Ar putea face chestia asta, nu? Să așteptă să plece ia noaptea. Ia să vedem pe Broș. A, și Broș s-a băgat undeva, safe. Pe toți s-au băgat că vine noapte, frate, așa trebuie. Deci singurul care are puțină viață este Niță, nu? Da. Niță cu două vieți, TP... Uite că Robi a ieșit până la urmă la suprafață. Mamă, Niță, dar cum vezi tu fratele meu ceva aici, că e beznă. Uite, uite ce bază își face Orloș, what the fuck, mate. TP, Mr. Orloș. Pune casă, nu-i să nu... Exact. Mai, e capul. Dar chiar la pain n-a mai fost, la key pain. A, tot... Bă, acum cam tot s-au băgat în mine, pentru că noaptea, a venit noaptea peste aici. E, pain n-a fost în mine până acum, m-am uitat eu și n-am mai ieșit. Da. Mhm. Păi, na, n-avea multe vieți și minează și el pentru gold. Aaa. Mă, bine de ei. Acum. Da, bine că măcar de aici, ba, dar uite-te unde e border față de Pain boss. TP Q Pain. Ops. Deci Pain d-aia, cred că acum urcă disperat, că uite-te. Mamă. E borderul destul de aproape de boss. Da, uite, aici e borderul. Oare l-a apucat din spate? Eu nu cred. No, păi d-aia, eu cred că d-aia se fuge repede. Sau dacă nu știe. A, ba da, știe că no, eu știe cred că știe coordonatele. Da. Mamă, și când vede că dă de apa asta aici, cred lor. Cred că își dă pământ în cap. Uite, hai. Și un spawner pe care nu l-a găsit. Mamă, mai are mult până să iasă. Fii atent, deci cred că... A, ba nu, hai mă că iese. Să-și facă repede o barcă și o tulește și nu-l mai prinde border-ul. Mm. Dar nu... Nu știu, nu sunt sigur dacă știe. Că nu pare foarte panicat. Sau poate își păstrează calmă, știi? Bă, bă, sasă. Păi cum ar putea părea panicat, gen... Nu știu, eu nu... Te-a păstrat din cap, așa? Eu să pamă sus, direct! Nu știu. Ok, mai ok, așa că se îndepărtează și de border pe măsură. Oh! Gata. Cum ar fost să nimerească blocurile alea? S-a aruncat în apă. Dar barcă, vai de capul meu, n-are barcă, nu știa gândi să-și facă barcă, fii atent. Se scufundă, cine a face? Hai că ajunge pe malul ăla, destul de rapid. Să-i spunem lui Ololoș, fără să spunem acum că Skybase e lame și de-astea, că e aiurea, gen, să stai la mid și... Da, nu știu, cum vrei, sunt indiferent. Adică, cred că nimănui ne-ar plăcea, ne-ar plăcea să stea... Să stați acolo. Da. Și AFK, efectiv. Hai să-i spunem că are voie să stea într-un Skybase 2 minute. Și să vadă în jurul lui și apoi, gata, bă, să ai văzut, nu-i nimeni, cobori, știi? Așa, jos din Skybase. I-am spus în cinite să fie jos din Skybase. Oh my god. A? The fuck, man, serios? Păi stai în Skybase? Păi tot jocul stai acolo. Fix Super nu Geo, mai nimic, gen... tot așa. Oare ce are Super Geo? Ia de-mi TP să-mi spui și mie ce are în Furnace. Super Geo în Furnace, aici aur. O bucată de aur are în Furnace, atât. 8? O bucată de aur. A, o, mamă. Poate a mai avut cișirea la pe parcurs, probabil. Lua câte una, știi? Stai așa. Frate, eu când credeam că zice Skybase, mă gândeam, uite cum a făcut Legend Beta. Da, stai și a spart niște frunze și a coborât, știi? Nu, da, nu mă gândeam că se duce la Y256 la Maxwell High și sta AFK acolo. Uite, Legend Beta s-a... 10 blocuri, 20 de blocuri maxim în sus. A făcut ce are nevoie și a coborât, nu? Da, pentru asta ar fi Skybase-ul și să vezi, băi, cineva, așa, nu, ok. Nu să stai în Skybase afecat. Ia fi, urcă înapoi, mă, deci, urcă înapoi acum, ia, uite-te. Lasă-ți, vedem ce face. Vedem noi după. Cred că au uitat ceva în furnace-uri sau nu știu. Da, cred că... Vedem după ce și cum. Ai cineva în mine, întreabă Joe. Mamă, deja a ajuns bordul la 1200. Mhm. Da, mi-ar fi frică să merg așa de nebun prin pădure, sincer. Cine? Poate-mi sare vreunul în cap, uite, Geo, pe aici, prin pădurice. Da, da.
Ca și Robi era prin pădure, ia să-i spunem. Da, uite, și Robi în pădure. Da? Își topește ceva, oare ce topește? O, e aproape, Robi de Geo. Da, ți-am spus și că o să întâlnească, ți-am mai spus și mai devreme. Da, ți vedeam eu mai foarte aproape Robi de Geo, frate. Ia uite, a, nu e oaie, crezut că e. Deci chiar sunt aproape, ți-a zis coordonatele, frate. Da, ia să vedem, Geo. Mhm. Super tare. Mamă, deci vreau să-l trebuiască. Și un munte aici, ia să vedem. Da, mă, uite, sunt foarte aproape. Deci ăsta e aici și Geo e mai pe aici, pe undeva. Și chemico așa. Uite, are... Geo, deci Geo e aici și Robi e acolo. LOL. Unde e? Stai, unde e Robi? Dă-te pe la mine și îți arăt eu unde e Geo din, de la Robi. Ești aici? Da. Aici e Robi și în față e Geo. Mergi mai în față să vezi. Îl vezi pe Geo? Uite, aici am cu furnesul, cu lumina. Da, mă, da, uite, LOL. De aproape să ăștia, dă-i și da. Nu știu, nu știu, da. E cu mamă, Penny are protection 3. A, cagă. Opa, și-a pierdut careva viață, bro, sau și-a făcut viață, nu mi-am dat seama. Geo, nu, nu, de fapt, nu. Dar uite, vezi, nimeni nu mai are full HP dacă te uiți. Mă, știi, au găsit, bă, și bro, și pe aici prin zonă, sincer. Au găsit spawnerele alea și în spawnerele alea probabil a picat protection 3. Da, da, da. Probabil a găsit și Penny, știi? Știi că vorbeam noi că, uite, 2, 3, 4, 5 aveau full viață. Acum nimeni mai are, ia uite-te. Full. Mm-hmm. Exact, full nu mai are, nu mai are nimeni, da. Hai să vedem și Super Geo ce mai face. Am stai fost eu, mină? Era stai prin mină și topea niște gold. Pe să-l prinde border, ia. Pe astea cică, oh, oh my god. Oh my god. Oh my god. Deci din toate direcțiile vine, dacă astea nu urcă acum. Deci aia face, uite, deci trebuie... Dar știi că el tot, s-a tot jucat cu border-ul. Da, da, da. Și el și Pain se jucau cu border-ul. Mm-hmm. Deci dacă ai că se crepește și astea, ar fi păcat, frate, să-l prindă border aici, sincer, nu? Mm, nu, are. Mamă, dar fie încă mai în față tot același relief, e cu ocean și... Mm, da, o ia pe aici, da, da. Hai că fuge, nu-i și uite, m-a. Aici se schimbă biome în beton, da. Hai că și asta e scăparea lui. Mamă, vă dați seama dacă îl prindea, cred că să ai atâtea iteme și să le găsească altcineva, știi? LOL. Ia să vedem. Mr. Ololoș, a coborât, uite-o, a coborât Ololoș, gata. A coborât Ololoș din Skybase? Da, da, da. Să vedem. Da, beton, uite, în mină, frate, altceva să stai în mină, te găsești altul tomar, așa, la Skybase, îl dai cu arcul și nu, efectiv, nu, e greu. Poți să-i faci ceva, dar e greu. Dar tot la coordonate astea apropiate, iese, dacă s-a întâlnit Geo Style cu Robi? Robi Roberto FCSB fost TP. Ciao, nice, yes, nu. Nu mai știu. Ia zi-mi tu coordonatele lui Geo. Minus 300 cu minus 150. A, tot așa sunt. Tot așa, nu? Mhm, nu au plecat. Lol, deci cât de aproape sunt. Da, uite, deci nice, Robi, să cem spre el, fie antenă, nu? Stai. A găsit slime-ul. Nu, să cem partea opusă. Nu, Robi, întoarce-te, Robi, Robi, vrem să vedem și noi acțiune, Robi. Ce ca bătaie la X Rebel D, ia. TPX Rebel D. Opa, bătaie între... Ba nu, stai, m-a speriat. Bă, tu faci niște bătaie, nu e bătaie. Legend și Geo. A, e altul. LOL, e și Legend pe aici. Mhm, știi că spuneam noi mai devreme că și Legend de pe aici. Da, stai așa. Geo, uite-te cât de panicat e. Și Legend e aici într-un pom. Ia. A, uite cât de aproape sunt. Legend cu Geo. Omă, și e și Nice Robby pe aici. Vai, sunt, de, sunt trei în zona, așa, frate. Deci, uite, eu îi văd într-o imagine completă. Uite, îi văd pe-mi de. Stânga, dreapta, lor. TPX Andrei. Oh my god. Deci aici este Legend. Acolo este probabil Geo. Da, și da, da. Nice Robby mai în față sau unde? Nu știu, dar Legend dacă se duce acum în față, dă de Geo. Și să vedem aici. Dar s-au văzut din... Nu știu. Propun să nu mai stăm în mine. Sunt... Le spun că sunt doar 2-3 în mine. Hmm? Ca să... Nu cade că tot serverul e în mine. Oricum vine border-ul. Cine sta feca în mine când e border-ul... Nu. Pa, pa. În deadmatch ceva gen, hai să spunem deadmatch, știi? Când border-ul s-a terminat de scurtat, să zicem că e deadmatch. Da, da, da. Nu sunt mulți care stau în mină. Deci Legend Beta e cu spatele la Geo, frate, efectiv. Și Geo a făcut bărcuță Legend Beta. Deci dacă face aici stânga, se îndepărtează. Sau? Geo ar putea vedea bărcuța aia. Ha, mă, dar nu, nu-și dorește și el acțiune, Geo. Geo, dar vede bărcuța dacă se uită în stânga. Eu mă duc să caut diamant, uite la unul. Deci, bă, Geo vede barca dacă se uită în stânga, dar Geo și nu vede. Trebuie să ne apropiem de încheierea episodului, Andrei. Oh, da, stai că pregătesc și un mesaj aici. Oh my god!
Stai, închideți filmarea și începeți alta. Hai, fă repede outro, că o se bată. Ok, băieți, ne revedem peste două zile cu un nou episod. Să vedem ce se iasă. Ciao. Pa.